Am slujit Sfânta și slujim Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, rugându-L pe Dumnezeu să-și arate mila sa asupra noastră, asupra bisericii și asupra lumii, să ne țină într-o ființă cât socoate voința sa cea sfântă și nepătrunsă de mintea noastră omenească să fie, să o ocrotească cu iertarea și iubirea sa întreaga lume, pe noi cei de față, pe cei care au trecut la Domnul și pe cei care poate vor veni după noi. Ne-am rugat în mod special pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu, Părintele Arhiepiscop Pimen, cu tot neamul lui cel adormit, la împlinirea unui an, de la nașterea sa în cer, de la plecarea sa dintre pământeni, de la atingerea țintei fiecărei ființe umane fundamentată pe înviere, și anume plecarea la Domnul în împărăția cerurilor. Anul trecut, pe vremea aceasta, Suceava, în mod special și în general țara, era cuprinsă de mare îngrijorare. O boală necunoscută se tot răspândea, crea panică, nedumerire, suferință, în tot cazul foarte multă îngrijorare. Biserica încerca să meargă pe drumul ei, căci ea nu își schimbă cursul datorită evenimentelor mari sau mai mici, importante sau mai puțin importante. În răstimpul în care ne luptam ca viața bisericească să-și desfășoare în condițiile date, esența lucrării ei, în al preasfințitul Arhiepiscop Pimen, atins de boală, boală așezată pe bătrânețe, bătrânețe așezată pe multă osteneală, boala l-a atins și a plecat dintre noi. Toți nădăjduiam că va rămâne în continuare, deși îi cunoșteam vârsta, dar așa este omul. Se leagă de celălalt, simte că poate să lucreze împreună cu el în continuare, dar cuvântul Domnului este mai adevărat decât mintea și așteptările noastre. Și anume, gândul meu nu este gândul vostru, zice Domnul. Căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul. Și în conformitate cu această voie, zic de nepătruns, de neînțeles, uneori de neacceptat de către puțină noastră credință, Părintele Arhiepiscop Pimen a plecat la cer. Un an de zile suntem fără el, mai bine zis, suntem cu el dintr-o altă perspectivă, poate, nu poate, cu certitudine, chiar mai importantă pentru noi decât atunci când era printre noi. S-a identificat bine cu această zonă, cu Moldova de Nord, Bucovina cea binecuvântată, până la ultima fibră a ființei sale. Cele două brațe ale sale, ca două inimi, se întindeau spre parohii și spre mănăstiri. Spre parohii în interiorul cărora se simțea acasă, pentru că intuia, vedea, sesizea și simțea dragostea credincioșilor pentru Dumnezeu, pentru valorile familiei, pentru neam. În interiorul mănăstirilor era deopotrivă temut și iubit.
Te mut pentru că așa se cuvine să fii în fața unui om mare, dar iubit, pentru că în al preasfințitul arhiepiscop Pimen a rămas călugăr. Așa cum și-a început lucrarea sa monahală în mănăstirea Neamțu. A avut două doruri, cum le știți foarte bine. Monumentele istorice pe de o parte, copiii și bătrânii pe de altă parte. A plecat cu acest dor și se roagă acolo sus ca cei rămași în Valea Plângerii să-și aducă aminte de zdroaba sa, de osteneala sa, de tot ceea ce cuprinde o inimă de păstor în ceea ce privește frumusețea icoanelor, a bisericilor, a mănăstirilor, frumusețea atât de bogată în această zonă, precum și frumusețea din nevinovăția copiilor și din nevinovăția părinților, celor bătrâni. Avem încredințarea că înalt preasfințitul arhiepiscop Carinic, ajutat de preasfințitul episcop Damaschin, care acum slujește Sfânta Liturghie în mănăstirea Sihăstria Putnei, atât de iubită de Părintele Arhiepiscop Pimen, așteptându-ne să ne alăturăm și noi, arhiereii de față, cei care vor putea, așa cum am făcut-o acum un an de zile, fără două, trei zile, așezându-ne la mormântul său de la Sihăstria Putnei, rugându-L pe Dumnezeu să-L odihnească în pace, să ierte păcatele pe care ca om, precum noi, le-o fi săvârșit și El în această viață, să aibă grijă de poporul lui Dumnezeu din Moldova și Bucovina, pe care l-a slujit ca episcop vicar și apoi ca arhiepiscop în ultimii 30 de ani la Suceava, rugăciunea sa să ne însoțească, mustrarea sa fermă și caldă, să fie auzită, chiar dacă este rostită de acolo de sus, de cei care au urechi să audă, ochi să privească, inimă să simtă. Și, așa cum aminteam, înalt preasfinția sa este prezent. Pentru că dacă n-ar fi prezent, noi nu am fi oameni ai învierii. Și pentru că nădăjduim să fim, că suntem într-o oarecare măsură și că vom tinde a deveni tot mai mult oamenii învierii lui Hristos, cunoaștem prin acest adevăr că înalt preasfințitul n-a murit, ci doar a plecat. A plecat puțin mai înainte, de ce nu, să ne pregătească și nouă loc. Vom merge într-o bună zi, astăzi, mâine, sau cine știe, pentru peste mai mulți ani, și îl vom întâlni pe bunul și fermul Părinte, ne vom bucura, nădăjduim că și noi vom fi, nu prin faptele noastre, ci prin mila lui Dumnezeu, acceptați acolo, împreună cu înalt preasfinția sa, în împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, pe care El, Dumnezeu cel milostiv, să facă în așa fel și noi să o dobândim, și noi și toată lumea. Amin.